ziua, sunt Anișoara Login și vă invit să urmăriți știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Un funcționar de la primărie a fost reținut de CNA pentru că a luat 200 de euro mită. Operație în premieră în țara noastră, medicii au înlocuit un os fărâmat de la umărul unei femei cu o proteză, astfel că acum femeia poate mișca brațul, care risca să rămână paralizat. Busculat de la o stație de trenuri din India, unde peste 22 de persoane au murit, iar alte 30 au ajuns curând grave la spital. Oamenii s-au îmbulzit pentru un loc în tren. Un angajat de la Pretura Botanică a fost reținut de ofițerii CNA pentru că a luat mită 200 de euro. Potrivit procurorilor, în schimbul banilor, funcționarul i-ar fi promis unui locuitor al capitalei să nu-l amendeze pentru că a demolat ilegal un perete din apartamentul său. Numai că bărbatul i-a dat banii, apoi l-a denunțat la CNA pe angajatul Preturii, care acum este cercetat pentru corupere pasivă. Dacă vina va fi demonstrată, funcționarul riscă 10 ani de închisoare. Aproape tot centrul capitalei, sâmbătă și duminică, va fi blocat. De ce, știe colega noastră Patricia Podoleanu. Patricia, bună ziua, te ascultăm. Bună ziua, Anișoara, bună ziua, doamnelor și domnilor. Piața Marea Dunări Naționale va fi închisă din cauza unui maraton, prin urmare Piața Marea Dunări Naționale va fi închisă din cauza unui maraton, prin urmare transportul public va fi redirecționat. Autobuzele, trolebuzele, cât și microbuzele vor circula pe un itinerariu diferit, de vreme ce maratonul va fi parcurs pe o distanță de până la 21 de kilometri. Prin urmare, mai tot orașul va fi împânzit de mii de sportivi. Trebuie să știți că unele rute își vor scurta traseul, iar unele chiar vor fi suspendate, cum ar fi ruta de trolebuz numărul 8, care va fi anulată pentru 2 zile. Toate modificările le puteți vedea pe site-ul protv.md. Atât de aici, la revedere! Patricia, îți mulțumesc! Din cauza primăverii geroase avem mai puține prune în acest an. Livezii întregi sunt goale după ce zăpada din aprilie a căzut când pomii erau tocmai în floare. Agricultorii spun că nu au avut încotro și au ridicat prețuri. Prunele au plecat la export. Anul trecut, din livadă era de la 3,50 până la 5,50. Anul ăsta de la 8 până la 12. Cât costă un kilogram de prune la piață, dar și ce spun cumpărătorii, aflați în câteva momente. O femeie din Ungheni care risca să rămână cu mâna dreaptă nefuncțională a primit o nouă șansă. Medicii de la noi au înlocuit cu o proteză un os de la umăr zdrobit în urma unei căzături. Operația a fost făcută în premieră în țara noastră. Ați mai strâns mâna cuiva după operație? Nu, dumneavoastră prima. Ludmila Macosova, în vârstă de 62 de ani din Ungheni, spune că nu mai spera vreodată să simtă vreo strângere de mână după ce a alunecat pe scări în beci. Povestește că a simțit o durere infernală, iar brațul și degetele nu le-a mai putut mișca. Pentru că era un caz grav, pacienta a fost transportată la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău. Asta a fost o minune. Foarte, dar am avut încredere. S-a scuțit-o, l-a înțelut în mână. Să puteți cu mâna asta să vă țineți nepoții în brațe? Strădepoți. Am nepoță cât 23 de ani. Medicii, de fapt, i-au înlocuit un os sfărâmat de la umăr cu o proteză, astfel că acum femeia poate mișca ușor brațul. Intervenția chirurgicală a fost efectuată de chirurgul traumatolog Alina Glavan, care spune că a învățat această tehnică în Franța, unde și-a făcut studiile. Peste capul osului humeral. Acum la pacienta care a survenit traumatismul ăsta grav, uitați-vă ce s-a întâmplat cu capul acesta. Vedeți, el e zdrobit. Astea sunt tașchile din care nu poți face absolut nimic. Am pus cap din proteză și plus coada care s-a anexat în diafiza osului humeral. Potrivit surorii fostului ministru al sănătății, ar fi nevoie de cel puțin jumătate de an ca pacienta să-și revină după accident, iar mâna să devină funcțională. Pacienta ar fi rămas invalidizată, cu mâna nefuncțională. În cel mai bun caz, autodeservirea ar fi fost să se alimenteze, cât de cât țin o cană de apă în mână, atât. La Institutul de Medicină Urgentă din Capitală sunt la moment încă 15 proteze pentru umăr incluse în Programul Național de Endoprotezare în caz de nevoie. Operația poate fi efectuată cu polița medicală.
Vlad Plahotniuc și Igor Dodon au urmărit împreună rezultatele prezidențialelor chiar în noaptea alegerilor. Cel puțin asta spune directorul IDIS Viitorul, Igor Muntanu. Purtătorul de cuvânt al președintelui a calificat declarațiile drept aberante, iar democrații au spus că sunt fantezii și au cerut lui Muntanu să aducă probe. Domnul Dodon a avut o convorbire cu președintele Poroșenko, care l-a felicitat cu rezultatele obținute și care i-a pus niște condiții cu privire la situația în care ar putea să viziteze Ucraina. Pentru că aceste condiții erau determinate de felul în care a avut un discurs președinte sau candidatul Dodon în campania electorală și care nu erau acceptabile pentru Ucraina. Da, și cel mai interesant lucru este cine i-a transmis receptorul candidatului Dodon, care încă nu era președinte atunci. Deci această întrebare valorează multe milioane și evident că de la persoana care i-a întins receptorul să vorbească cu președintele Poroșenko, pornește toată această dulceară. Care era acea persoană? Evident că era liderul Partidului Democrat. Și de la asta pornim, respectiv scenografia care se întâmplă în viața politică în Republica Moldova a creat niște piese foarte interesante pentru ca să avem iluzia că Partidul Socialist este opusul Partidului Democrat și în acest fel s-a divizat oarecum scena politică. În realitate, evident că Partidul Democrat și Partidul Socialist sunt într-o anumită coordonare. Anterior, opoziția i-a acuzat în repetate rânduri pe Igor Dodon și Vlad Plahotniuc de cârdășie, mai ales după ce democrații și socialiștii s-au înțeles să voteze sistemul mixt. PD și PSRM au negat acuzațiile, precizând că se află într-o confruntare reală. O cisternă din țara noastră a nimerit într-un șanț la Iași. Presa română scrie că șoferul ar fi pierdut controlul volanului. Mai pe o parte, ca să treacă pompieri, mai pe o parte! Imediat la fața locului au intervenit pompierii cu două autospeciale. Totodată a fost mobilizat un echipaj de terapie intensivă mobilă de la Smurd. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, așa că nu a fost nevoie de îngrijirea medicilor. S-a întâmplat ieri în regiunea Ciurea. Cisterna era încărcată cu bitum, mai scriu jurnaliștii străini. Imagini de groază în India, cel puțin 22 de persoane au murit, iar alte 30 au fost rănite într-o busculadă la o stație de tren. Oamenii s-au îmbulzit pe o pasarelă și au rămas prinși în grilajul de protecție, fiind striviți, iar alții au alunecat. Imaginile au fost surprinse într-o gară din Mumbai, India. Zeci de oameni care erau în așteptarea trenului s-au îmbulzit ca să-și găsească un loc în vagoane. La un moment dat, cineva a spus că s-a produs un scurt circuit, iar mulțimea panicată a încercat să iasă. Unii au fost călcați în picioare și au rămas blocați în grilajul de protecție, fiind striviți. Alții care au urcat pe pasarelă au căzut în gol, aceasta fiind umedă. Când au văzut oamenii zăcând pe podea cei aflați acolo, au încercat să le vină în ajutor și i-au stropit cu apă. Era prea târziu deja pentru mulți. 15 oameni au murit pe loc, iar alți 7 în drum spre spital. Numeroase ambulanțe au fost mobilizate la fața locului. Încă 30 de persoane s-au ales cu traumatisme și sunt internate la spital. Presa străină scrie că tragedia s-a produs la o gară ce leagă două dintre principalele linii locale din oraș. Impact violent aseară la intersecția străzilor Grigore Vieru și Ierusalim. Un șofer de 19 ani aflat la volanul unui Volkswagen a intrat cu viteză într-un Chevrolet. Ambele mașini au fost avariate, iar șoferul Volkswagenului a ajuns la spital. Accidentul s-a întâmplat noaptea trecută. Potrivit poliției, vinovat de accident s-ar face șoferul Volkswagenului, care se deplasa pe strada Ierusalim și nu i-ar fi acordat prioritate mașinii care venea de pe strada Grigore Vieru. Acum tânărul riscă o amendă de până la 1500 de lei și 6 puncte de penalizare. Țuica și gemul de prune vor fi mai scumpe. Copacii care în anii trecuți mai că se rupeau de la greutatea fructelor, acum sunt goi, spun agricultorii care au ridicat prețul la prune. În piață, un kilogram a ajuns să coste până la 15 lei, adică de 4 ori mai mult decât în anii precedenți.
La Nisporeni, localitate cunoscută pentru cele mai multe livezi de prune din țară, l-am găsit pe Vasile Gorceag. Acum 5 ani tatălui a plantat un teren de 7 hectare. Total avem 10 hectare. De când am format societatea asta noastră, noi din 2014 facem export. Mă încercăm să ne pregătim pentru piața din Europa. Comercializarea și exportul prunelor a devenit astfel o afacere de familie. Înșură prună, încapi la 30 kg pe o leasă, cu capacitate 800 kg pe o teleșcă întreagă. De aici se bagă în cuptoare, ăsta e procesul. Și timp de 36 de oară este uscată bună, foarte frumoasă, gustoasă, vreți, poftim. Recent Vasile a fost în China, de unde a adus și un utilaj modern pentru sortarea și ambalarea fructelor. A costat în jur de 200.000 de dolari, bani luați în credit. Postul uscare, după aceea are loc uscarea prunii. Prunii se aduce, se sortează pe diferite dimensiuni, merge la procedura de spălare, blanșare, lustruire, după care merge inspectarea, este o bandă de inspectare, pruna se ambalează în cutii de 10 kg, se pune pe padoane, după care are loc îngărcarea și se efectuează exportul. Familia Gorceag exportă prunele în Belorusia, spune însă că în acest an a avut o roadă de doar 30 de tone, adică de 4 ori mai puțin decât anul trecut. Din cauza înghețurilor din aprilie, pomii sunt goi. În aceeași situație sunt alți 10 de producători din țară și pentru că roada este mai puțină, prețurile la prune au crescut. 13 lei. Este mai scump decât anul trecut? Da, este mai scump. Comercianții spun că nu au încotro, deoarece producătorii au pus prețuri mai mari. Prunele au plecat la export. Anul trecut, din livadă era de la 3,50 până la 5,50. Anul ăsta de la 8 până la 12. Dezamăgiți au rămas oamenii care azi au venit la piețe după prune. Au cumpărat câte puțin sau deloc. Для стола покушать, просто покушать. Цены немножко кусаются, но кушать хочется. В прошлом году много дешевле сливы были. Цены очень дорогие. Iar această femeie spune că a vrut să facă gem din prune, dar cel mai probabil va renunța la idee în acest an. Față de cum au fost fructele la noi anul trecut, scump. Era 3 lei, 5 lei. Ne stăruim așa, să ne înfructăm cu fructe și este proaspăt, rezervă nu ne putem face. Nu ne ajunge salariul. Responsabilii de la Ministerul Agriculturii susțin că anul trecut s-au exportat 40.000 de tone de prune. Producătorii autohtoni încasând 9 milioane de dolari. În acest an, până acum, s-au vândut peste hotare 30.000 de tone, înregistrându-se aceeași sumă. Și asta pentru că, spun specialiștii, fructele din acest an sunt mai calitative, astfel că au fost vândute mai scump. În țara noastră, livezile cu prune ocupă o suprafață de peste 17.000 de hectare. Au strâns toate broaștele țestoase din grădinile zoologice și le-au eliberat în Oceanul Pacific. Este isprava autorităților din Coreea de Nord. De ce au făcut asta, vă spunem imediat. Clipe de coșmar pentru o femeie din Șoldănești în urma unui conflict iscat între ea și concubinul său, acesta i-a bătut cuie în palme. Medicii au rămas șocați când au văzut femeia cu palmele pline de sânge. Acum agresorul riscă să-și petreacă următorii ani la răcoare. Potrivit poliției, scenele dramatice s-au întâmplat în satul Codiujenii Mari din Șoldănești după o ceartă între cei doi concubini. Clocotind de mânie, bărbatul de 30 de ani a luat un ciocan și i-ar fi bătut femeii câte un cui în fiecare palmă. După ce a scăpat din ghearele soțului ei, femeia a fugit să ceară ajutorul medicului din sat. Era bătut cu chiroane în palmă. Noi când ne-am dus la salvare, era cu într-o mână era scoasă, dar într-a doilea era chironul în palmă. Noi am dus-o la Soldenes, la internare și au venit înapoi. Medicii spun că după ce i-au scos cuiul și i-au bandajat rănile, femeia a refuzat internarea și a plecat acasă. Acolo o așteptau oamenii legii care au luat-o la întrebări. După ce le-a povestit polițiștilor cum s-a întâmplat totul, individul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe numele său a fost pornit un dosar penal. Dacă va fi găsit vinovat, acesta și-ar putea petrece următorii 3 ani după gratii. Incident violent la bordul unui avion din Statele Unite ale Americii. O femeie a rugat ca doi patrupezi care se aflau în aeronavă să fie scoși, ea fiind alergică la câini. Capitanul a refuzat, dar i-a propus să-i fie administrat un medicament care i-ar permite să călătorească fără să aibă probleme de sănătate. Pentru că nu a acceptat, pasagera a fost scoasă din avion de doi agenți de pază care au târât-o până la ieșire. What are you doing? Oh, lady, let's go. You ripped my pants.
Văzând cei doi câini la bord, femeia a anunțat echipajul că este alergică și a rugat ca patrupezii să fie scoși afară. Capitanul a refuzat și a îndemnat-o să primească un medicament în aeroport, care ar evita un șoc anafilactic în timpul zborului. Femeia nu a acceptat, așa că au fost chemați agenții de pază. Walk! He's got my leg! Don't touch me! Walk! Go carefully. Agenții au continuat să o împingă pe femeie și să strige la ea până aceasta nu a ieșit din avion. I'm a professor. What are you doing? What are you doing? Incidentul a provocat un scandal uriaș. Compania aeriană care a operat zborul a fost nevoită să-și ceară scuze și să ofere explicații. Nu este prima dată când pasagerii nimeresc în asemenea situații. În aprilie i s-a întâmplat și unui medic de origine asiatică. Avionul era supraaglomerat, iar bărbatul a fost rugat să cedeze propriul loc altcuiva. Pentru că a refuzat, a fost scos din aeronavă fiind târât de agenți de mâini și picioare. O vizită la cinema s-a încheiat trist pentru o familie din China. Părinții au alertat salvatorii după ce copilul lor a rămas blocat într-un scaun. Presa străină scrie că micuțul se juca când, la un moment dat, a început să plângă. Părinții au încercat să-l scoată din scaun, dar nu au mai reușit, așa că au chemat salvatorii. Pelicula a fost oprită, iar toți cei aflați acolo au fost scoși afară. Băiețelul a fost eliberat și nu a fost rănit. Spectacol inedit pe o plajă din Coreea de Sud, circa 100 de broaște țestoase au fost eliberate în Oceanul Pacific. Autoritățile încearcă astfel să promoveze conservarea acestor vietăți, multe specii fiind pe calea de dispariție. Lume peste lume s-a adunat pe plajă să urmărească și să filmeze procesul neobișnuit. Aproape 80 de pui de broaște țestoase crescuți în grădini zoologice au fost aduși pe plajă pentru a fi eliberați în ocean. Fiind încântați de idee, mulți copii s-au oferit să ajute, luând cu mare grijă vietățile în mâini. Au fost aduse alte 20 de broaște țestoase găsite anterior pe plaje, ori care au ajuns în plasele braconierilor. Este ideea autorităților locale, care spun că multe specii sunt pe cale de dispariție. În așa fel, oficialii încearcă să promoveze conservarea acestora. Specialiștii atenționează că în ultimii ani aceste vietăți au devenit un delicates în restaurante în numeroase țări și sunt vânate intens pentru carnea lor dulce. Al doilea punct, în al doilea meci, Sheriff Tiraspol a remizat acasă contra danezilor de la FC Copenhaga, scor 0-0. Campioana Moldovei rămâne de neînvins în Europa League. Chiar dacă posesia balonului a fost de partea danezilor, Sheriff a avut câteva ocazii bune de a înscrie. După două meciuri disputate în Europa League, gruparea tiraspolană nu a marcat, dar nici nu a încasat niciun gol. Lider în grupa Sheriffului este Locomotiv. Rușii au trecut cu 3-0 de FC Zlin. Veștile pentru fanii Manchester City, Sergio Aguero a fost rănit într-un accident rutier în Amsterdam. Atacantul argentinian și-a fracturat mai multe coaste. Accidentul s-a produs aseară. După ce a asistat la un concert în Olanda, Aguero se îndrepta spre aeroport. Șoferul taxiului în care se afla atacantul a pierdut controlul volanului, iar acesta s-a izbit violent de un stâlp de pe marginea șoselei. Aguero a fost transportat de urgență la un spital din Amsterdam, iar astăzi argentinianul va reveni în Manchester. Atacantul cetățenilor este golgheter în Premier League cu 6 reușite. Victorie senzațională pentru FCSB în Europa League. Roșalbaștrii au învins formația Lugano după ce s-au văzut conduși în prima repriză. FCSB este lider în grupă cu 2 victorii în 2 meciuri. FCSB a învins formația Lugano scor 2-1. Roșalbaștrii s-au văzut conduși încă în debutul partidei, însă au revenit spectaculos în partea secundă. Budescu și Junior Moraes au înscris 2 goluri în 6 minute și au adus victoria pentru FCSB. Am început foarte relaxat meciul, am crezut că este câștigat dinainte, dar n-a fost așa. Mă bucură că am revenit și că am obținut cele 3. Tot ieri, Arsenal Londra a trecut de Bate Borisov scor 4-2. Walcott, Holding și Giroud au înscris pentru Tunari. În grupa L, Zenit a învins formația Real Sociedad scor 3-1 și are maxim de puncte după cele 2 meciuri disputate. Cocorin a reușit dubla. Tot ieri, AC Milan a învins dramatic formația Rijeka scor 3-2. Chiar dacă italienii au condus cu 2-0 în minutul 53, gruparea croată a dat lovitura pe final, egalând din penalti în minutul 90. Cutrone a fost salvatorul gazdelor, aducând victoria pentru milanezi în prelungiri. Următoarele partide din Europa League se vor disputa pe 19 octombrie.
este pregătit să dea lovitura. Maxim Bolotov nu se mai gândește la înfrângerea de la Galacheuan din aprilie și trage tare la antrenamente cu gândul că își va bate adversarul ucrainean la turneul de sâmbătă. Într-un super fight al greilor, Maxim Bolotov îl va înfrunta pe Yuri Gorbenko. Victorie cu knockout sau la puncte contează mai puțin, spune moldovanul. Всех хотят быстрее закончить бой, но опять же можно и нарваться на это же. Antrenorul lui Maxim este convins că va fi o luptă de foc. Maxim este un luptător de stil neobișnuit, el este greu să lupți. Are un simț mai dezvoltat decât al tuturor luptătorilor, consider. Maxim Bolotov a avut antrenamente intensive atât la Chișinău, cât și în afara orașului. Două săptămâni acesta s-a pregătit departe de zgomotul capitalei în satul Puhăceni. Bolotov spune că antrenamentul a inclus și alte sporturi, volei, tenis și basket. Totul pentru a reveni în forță pe ring după ce la gala de kickboxing din aprilie a fost învins de olandezul Colin George. Таких ошибок больше совершать не будем. На этот раз уже я подготовлен хорошо. Maxim, care tradițional își făcea apariția în arenă printr-un dans, nu a făcut o data trecută la lupta cu olandezul Colin George, fapt ce i-ar fi purtat ghinion. Ну, мне многие говорили, что вот Болотов проиграл, потому что он не станцевал, не вышел, не сделал свой фирменный выход. Ну, на этот раз я уже сделал как положено. De luptători vor ieși pe ring la Gala K1, ce va avea loc la sala polivalentă din capitală. Maxim Bolotov a transmis un mesaj adversarului său. Yuri Gorbenko, я жду тебя 30 сентября. Мы надеемся, что зарядим настоящий бой. Это будет битва титанов. Я желаю тебе успехов. Ну и, конечно же, показать отличный бой. Doamnelor și domnilor, jurnalul la miezii se încheie aici. Ne revedem la știrile de la ora 17. Pe curând!